Bună ziua la toată lumea! Deci, în azi sâmbătă, este frumos, plăcut. Azi se dinege lumea la piață, la târg, cumpără oi, purcei, viței, curcani, curci, de toate păsări. Dar noi nu am mers, pentru că noi nu avem pentru cine a cumpărat. Când o să fim și noi toți acasă, o să mergem și noi la piață, la târg, să cumpărăm carne, să facem un grătar, așa ce să facem noi, facem doar pentru noi, ne uităm unul la altul, nu uităm la copii, ei la noi, supărați, nu prea, nu intră mâncarea, nu suntem toți, pentru că sunt niște lipsuri, facem așa că, na, facem mâncare, că sunt și copii, mai mâncăm și noi, dar nu prea facem noi cine știe ce, e așa de frumos, e cald, foarte frumos e azi. Dar s-a cam dus soarele. Aseară a plouat, a picurat. Azi n-am ieșit niciunde, pentru că noi avem aici ce ne trebuia mâncare să facem și nu ne-am dus la piață. Suntem acasă, pentru că e sâmbătă, Alex, e liber. Salută și tu, prietenul, pe cu mâna. Salut. Nu mai se duce la școală, e liber și mâine. Și azi nu știu cam ce facem. Mâncăm și poate mergem și noi la plimbare. La cine mergem? Când intru în bucătărie. Am gătit o bucătărie. Când intru în bucătărie, îmi vine să pun asta în cap. Și de la mirosul de mâncare să nu mai intră în păr. Să stau cu capul bolă. Aici e carceră. Aici e numai... Am mâncat Alex. Pe un alt e plecat. Aici avem... Să vă arăt prima dată, vă prezint verdeața. Avem mărarul ăsta bun, pătrunjel. Mai trebuie un pic să numai, numai. Nu știu de ce s-a făcut așa. Oprești, oprești, că s-a format fasolea. Am vrut să fac cu fasole, că am vrut prea mult și n-am mai rămas aici. S-a făcut? S-a făcut, dar nu trebuia atât, pentru că am pus apă multă. Am pus apă multă și n-am. Am zis că poate tecile de fasole aia galbenă sunt tari. Va fi foarte repede. Uitați cum arată. Fasolică cu ce ia să arată? Cu cozi. Cozi de purcel cumpărate. Unde e coada? Nu văd nicio coadă. Oase afumate, dacă ați văzut voi, și codițe de alea de porc. Nu, de unde sunt mai văd o codiță? Uitați, așa sunt. Așa, asta e o codiță. Dar purcei de aia cu codița scurtă, știți? Uitați ce... Purceluș ce gust are. Mai are și puțină zeamă așa. Aia că e și bună, că am călit morcov, ardei, cu bulion, cu de toate, cu roșii. Dar trebuie să plecăm și noi, lumea. Soacră mea se servește. Mamă, ce miroase de vină. Trebuie să plecăm și noi, lumea, aici, cu plătarii. Pe mamă, dar pe tată o cum facem mâncare, așa faci? Dar noi te mă învățăm să mă chemi ei la ei și nu pe niciun. Păi aș fac cu curc. Păi da, mâncai la mine acum? Mâncam la ei mai târziu? Nu știam mai. Mai bine. Trebuie să ia numi, ce-o fac fasole. Trebuie să facem ceaua mare de fasole. Păi și ce, cât mâncai? Afară, nu mai e să faci afară. Frumos. Parcă și mâncarea asta o facem, dar parcă... Ia. Vorbim din gură, mâncăm, dar sufletul plânge. Sufletul plânge noi. Mie îmi place așa cum arată ea. Bine că s-a dus de viața, nu mai arată așa de bine, că am amestecat-o eu. Ia să punem un parcurie. E fasole, dar... Să întorc camera. Așa. Păi, uite un os ăsta. Mamă, ce... Pesica a fost mai devreme aici. A zis că vine mai târziu, nu mai chemăm acum, nu? Vine mai târziu. Așa, atâta. Atât ajungi? Aleta, nu, vale mâncă. Alex, am văzut ce am pregătit aici. Uite ce culoare are. Mie mi-ai pus de mult. Eu mănâncă. Doamne! Ce să mă mâncă? Dar mai mâncă asta cu grăsime. Mie îmi place cu grăsime, vezi? Ca să țină de fric. Cum grăsimea.
De asta așa, să murim. Stai că fac o poză. Pe cine să aduc și eu? Ce prostă sunt. Pe cine să aduc și eu? Să aduc și eu, că am venit. Chema și eu pe cineva. Mamă, ce... Dacă dau anunț acum la poartă, vin, îți aduc 10. Nu ai ce să le pui. Azi-ți prietene, vină să... Chema și noi pe... bucătarul, pe sicaul, să vă pun florile pe frunzei bărbate. Păi îl chemăm, de ce? Am o sică să mă ajute și la măturat la frunzei. A, chiar. Auzi că odată a zis că o să ia un baroș și o să vină să-mi spargă buturile ea. Că și eu i-au spus auzi. Să ne spargă lemne. Încercăm mai târziu dacă reușim să băgăm și noi lemne înainte. Ma, acum a murit. Eu da. Este. Ma. Dacă era o mămăligă caldă, dar n-am mai făcut mămăligă. O mămăliguță, o lipie, am zis. Tata. Oprește un pic și pune pe masă ca să mâncă. Poftă bună. Este să nu-ți dați eu pe... Aoleu! Eu da. Aoleu, ce ardei! Și tot îl mănânc așa cum este. Doamne, mă răcească. S-au format ei cine, dar bine că aici e fasolica, uitați. Alex, hai să mănânci tu fasole. Bine, asta... Nu prea îmi place așa. A, că nu da cu aia în bucătărie. Ho, ho, ho. Alex se joacă fotbal cu Liza. Nu-i da, Alex, ține la aia cel mai mult. Nu mai vine mână din asta de-a mea. Asta e neagră neagră. Și nu are rost, că mai trebuie să o termin. Mai sunt mă după eu anul. Tu mănâncă de-a ta, de care să pun bără. Ia uite. Păi nu e de mea, nu știu. Neagră. Și o mână de-a mea, fiecare cu pâine aici. S-a mai răcit un pic. Mai vine mână mână din asta. Pentru că să mâncăm. Ia, Lisa, ia. Ia. Dar puneam după aia, punem în cason și am mai pus. Păi am mâncat de două ori cu unele, am mâncat și cu ele, sau cum am mâncat și cu mine. Ce trebuie, mâncă cu unele, am mâncat. Nu mănânc o dată, ia. Ia, așa mănâncă. Ia. Ia dă cuțitul ăla. Ia, mănâncă cu unele. Să mă mai oprit-o. Ia, ia coada. Nu. Ia codița aia. Cred că nu mai e codița, că mai oprit una în frigider și o mâncăm așa rece, pentru că se mănâncă și rece ăștia. Cotunița el și-a luat, mi se pare una, ne-a mâncat așa. Păi am mâncat și asta, după 12. Sunt bune, dar nu mai sunt sărate. Le-am ținut în apă caldă puțin, în două ape calde, nu le-am fiert, nu le-am leaprog. Ca să le rămână gustul ăla. Sunt așa, frate. Nu știu, porcii noștri nu sunt așa. Și de ce? Că noi ne bucurăm la porci, e mare, e graș. Bătrâni. Bătrâni. Ăștia de mici. Aia mănânci un pic de tot când intră de fatore. Nu vei. Ce ai făcut? Dacă ai știi ce bună e. Tot ca aia, cu mâncată de ciuperceni. Ieri erau buni ciuperceni. Foarte bune aici. Le-am făcut fără filmare. Dar ieșit așa de bune. Acum mai trebuie și așa. Bune. Tocănitele ciuperci, mamă, doamne. Bine că avea de toate și roșii și ardei gras. Verga. Du-te la mine, aduc un băiat să-ți dau eu ceva. Ce? Cum vrei din sertar, din opieră? Nu. Cum mă duc? Ai stat în curent? Nu. A jucat fotbal mai devreme. De aia. Și cu Liza a jucat.
Nu. Este doar urmărea minte, eu nu. Neapărat, eu nu știu că mă întrebam. Poate o să mai fie fotbal la școală. Trebuie să arătăm într-o zi la prieteni cum joacă Liza fotbal cu mărul. Cu ce? Cu mărul, cum se juca Leonardo cu ea. Îi arunca mărul și ce sărea după măr, îl prindea în gură, direct. Da. Și după aia, când vedea jos mărul, îi aducea lui Leonardo înapoi. E așa de bună fasolea asta. Măi, și iute. Și alea aripiarele mi-a făcut pentru mare. Unde? Hai că revenim puțin să mai respir. Aha. În cameră. O oglindă. Doamne, cât am mâncat. Și mai mănânc un pic de șoric. Am mâncat pe mult. Hai, gata, ce-i cu mâncatul ăsta pe mine? Trebuie să fac efort ca să ducă mâncarea. Fac treabă, îmi găsesc de lucruri prin curte. Am dat de iute, eram farfurie acolo, iute, mare. Am mâncat și iute, de nu mai pot. Am rămas așa îmbrăcată pentru că era răcoare. Dar știți cum e la noi în bucătărie? Tot timpul iarnă. Dar nu e și vara iarnă. Așa, așa suntem învățați. Vedem, mai adus și eu masa de aici, îmi fac și o treburile de afară și o să revenim cu alt bloc ce mai facem. Vino în cap! Ca să duceți mâncarea după bobiță. Chiar dacă îi dă bucătarul mâncare, dar trebuie să... Ha? Păi, vino în cap, că nu plecă lumina, s-a dus să ia cheile de la mașină, mâncarea aici. Nu mă înțeleg cu Alex. Gata. Hai, gata, duceți-vă cu mâncarea. Doamne. Și mama, este hai să luăm da, ca mama. Ca mama. Nu știu ce zicea. Ca mama. Vorbesc dimineața cu ea, după aia mai sunăm încă o dată. Ia de la mașină, ia o știu cum să fac. Vai de mine. Alex, ai arătat că te-ai tot, mama. Dar friza de ce n-ai tăiat-o? E la comandat acolo. Doamne, ce modele de tuns fac și copiii ăștia. Trebuia tuns, tuns, ca lumea. Păi, prietene, mă apuc de treabă. Spăl vasele, fac, acum fac de toate. Am mâncat. Ce să mai... Fetițele nevoții la bunie, sâmbăta, duminica, îmi dau zile libere astea două când mai te duc la școală. Fetiță da. Cu pontiță. Azi să dau și pe aici un pijapa, adun frunzele. Ce să fac? Îmi fac și numai în spate și pe aici nu prea mai făcut. Care aici trebuia să facem ca lumea. Că... Ce să fac? Îmi dau un genunchi să adun iar după aia, cu copii. Da. Dar nu mai am zis, am și alte zile. Sunt așa, am mâncat, vegeta nu a fost, nu m-am mâncat nimic acum.
mai faci o pomită, nu, Alina? Da. Să vezi cât am găsit eu. Păi ce să fac, m-am spus la voastră, am spălat pe jos la bucătărie, am dat mâncare la sărția, i-am pus apă, am spălat pe jos, dar de obicei același lucru în fiecare zi. Nu, că vreau să-i spăl și mașina de două. Nu te auzi de la furtun. De la furtun, de la mașinile astea de mari. Nu știu dacă mi-aș mergi eu furtunul, chiar. Nu știu ce, mai e buruien de ea. Era Nea Mișu care ne-a ajutat cu buruienul, dacă nu mai Nea Mișu, nu e. Nu, Albino? Da. Nu, nu s-a plecat. A fost zică, neca, am spus, nu știu dacă am spus. Am vorbit cu ei să... Și am vorbit și cu bucătarul a venit la coastă. Nu mă ajută să băgăm florile alea, frumos, în salon. A zis că vin. Să vedem asta, vin. Prieteni, facem treabă eu cu Albina. Albina, ce faci? Prepară bicicleta lui Alex. Nu veni și orul ei, s-a venit să-i facă ea bicicleta. Cum o face? Vrei să dăm aici un șocat. Cineva să mi-o țină ca să putem să băgăm... O, nu lasă ce e mine să o facă. Ajută după aia, că acum o să moară multă apă și îi trebuie să termine. O să duce apa. Spălăm un pic cu păritorul, că așa trebuie. Prea bine, mă. Hai, mă, mai puțin și o-i faci. Să-l încarec. O să ieși și ideea unde îi faci? Nu, dar... Nu, cu mine, cu reparul, o apă, și ce faci? Mă, asta trebuie să o stezi, da? Cu niște ridiamini și cu o copiță. Ce faci? Ce fac cu ceva în primare? Ce? Nu să dau aici, să-l dau aici, dar nu mă dură. Ai dat în tine? Da. Tu ești vrednică ca mine. N-ai stare, Albina, ca mine. Te zicea ca mână cu mine. Nu, Albina? Fetița vrednică. Ta bunica. M-am apucat și iau furtunul în mână, nu-mi vine să mai las. Să spăl și colo, și colo. Eu n-am văzut atâtea frunze. Nu mai frunze, nu mai frunze, nu mai frunze, nu mai frunze. Parcă n-au copac și atâta frunze, de unde e asta? Începe să spălăm și mașina cât de pe din afară. Întâi o uzăm și după aia dăm cu mătruța, cu pelia, cu detergent de ăla, cât de cât să spălăm și ea. Că la spălătorie nu mai știu. Să o ducă eu ăla spălătorie. Să spună unul te ajute. Albina, te urmezi pe canul ăla. Tu trebuie să vii să-ți
apa să curgă. Și ce facem după aia? Nu lași tu după aia, te grăbești cu bicicleta? Am adunat la frunze. Noi femeile știm să reparăm acum. Face cală. Pentru filmare am văzut de ieri. E prea de tot filmare. Am spălat-o și chiar nu știu. Nu știu mai poate. Să spălăm un pic, e prea de tot. Nu, asta e foarte filmuță. Asta nici nu zgârie. Perie de asta este și la spălătorie. Partea altă, prieteni, cap lungă filmarea.
Noi avem mult de lucru pe aici până terminăm. Eu vă mulțumesc și vă doresc o sâmbătă plăcută și frumoasă. Pa, pa!